Дамы и господа, настало время для следующего боя. Второй бой нашего турнира, и это второй бой гран-при восьмерки. Мы узнаем, кто станет соперником Дмитрия Исаева в полуфинале гран-при. Итак, в этом бою, который мы увидим через несколько моментов, встречаются соперники из Голландии и Молдовы. Ladies and gentlemen, blue corner from Moldova, Maxim Reyan. A doilea meci al serii îl aduce în ring pe unul dintre favoriții la câștigarea acestui turneu piramidal de 8. Este vorba despre Maxim Răileanu, sportiv din Republica Moldova, care are 1,66 m înălțime, 63 de kilograme. Este component al clubului Lion Muay Thai. 27 de lupte pentru el, 20 dintre acestea câștigate, 12 prin knockout, 7 înfrângeri. În decembrie a luptat și a făcut un meci excelent împotriva lui David Astanina, un sportiv din Lituania pe care îl vom vedea și pe el luptând în meciul 4 al acestei gale. Alături de Maxim Răilean este Matei Vitalie, luptător și antrenor la clubul Lion Muay Thai, și Octavian Orheanu, președintele acestui club și membru al Federației de Amatori K1 din Republica Moldova. Maxim Răilean este un sportiv foarte talentat, foarte tehnic, are un pachet larg de lovituri, știe să combine bine loviturile de braț cu cele de picior. Este un luptător cu inimă mare care nu dă niciodată înapoi, nu face niciun pas înapoi, întotdeauna pe atac, un striker desăvârșit acest Maxim Răilean. Adversarul său este Massaro Glunder, un sportiv foarte tânăr, de doar 18 ani, din Olanda. Provine de la clubul lui Mike Passenier, Mike's Gym, acolo unde se antrenează o serie de luptători foarte cunoscuți, cum ar fi Badr Hari, Melvin Manhoff sau Sergei Lashchenko, Artur Kishenko, un alt sportiv cu nume. Iată pe tânărul Massaro Glunder, 18 ani, un sportiv de 1,73 m înălțime, 63 de kilograme. Este foarte cunoscut și tatăl său, un sportiv care luptă constant în circuitul lui Showtime. Este vorba despre Rodney Glunder. Așadar, iată-l pe Massaro, îi calcă pe urme tatălui său, care este ceva mai greu, luptă la o categorie minus 75 de kilograme. 15 lupte pentru el, 10 câștigate, 5 pierdute. În colțul său este luptătorul Murtor Gronhard, fost campion mondial în Showtime la 77 de kilograme, acest Murtor Gronhard, și Sergei Lashchenko și el alături de Massaro Glunder. Luptător tânăr care are de unde să învețe, foarte mulți sportivi de valoare, strânși de mai pasenier la clubul Mike Gym. Massaro Glunder este născut în Olanda, 100% olandez. Massaro, tatăl său, este de origine surinameză. Cunoaștem faptul că o mulțime de luptători proveniți din Surinam au făcut performanțe foarte bune în circuitul K1. Aici putem enumera pe Remy Boniaschi, multiplu campion al circuitului K1. Sunt mult mai mulți sportivi, chiar și Ernesto Host este de origine surinamez. Foarte mulți luptători proveniți din acea zonă, fostă colonie olandeză Surinamul, pe lângă faptul că a dat
foarte mulți fotbaliști. Iată, acum vine și cu luptătorii de clasă, care, bineînțeles, se antrenează în Olanda. Ceva mai înalt olandezul decât adversarul său. A intrat foarte bine Maxim acolo, a scurtat distanța cu lovitură de picior. Iată răspunsul olandezului. Exact cum ne-am obișnuit. Stilul olandez, orice serie de brațe se încheie și cu lovitură de picior, fie că lovitură joasă, fie că lovitură la corp. Exact așa a început Massaro Glunder. Iată pe Massaro Glunder, două lovituri de braț, a încercat și un genunchi, s-a retras foarte bine Maxim Leilani în calea loviturilor expediate de adversarul său. O directă trimisă în gardă, încă una tot în gardă trimisă de Massaro Glunder. Bună, dreapta, foarte frumoasă dreapta trimisă acolo. Maxim Reilean poate, putem spune că intră mai greu în această luptă sau încearcă să-și cunoască cât mai bine adversarul până să declanșeze atacurile. Încă un moment bun pentru sportivul olandez. Ratează croșeul de stânga, a pus acolo Maxim Reilean forță pe acea lovitură și stânga sa s-a dus în aer. Iată, vedem și câteva lovituri joase de picior trimise de sportivul din Republica Moldova. Serie de directe a lui Massaro Glunder, a venit și genunchiul, se închide acolo Maxim Reilean, stă foarte bine în gardă și iată atacul lui Massaro Glunder. Probabil nu se aștepta să aibă un meci atât de greu Maxim Reilean, pe cât se pare s-a deschis acolo o tăietură pe pometele stânga lui Maxim Reilean. Are ceva probleme în acea zonă Maxim Reilean, de fiecare dată îi se deschide pometele. A pățit acest lucru și în decembrie, atunci când a luptat împotriva lui David Asdanila. A dus atunci 4 runde împotriva sportivului lituanian. Să vedem acum ce vor decide doctorii acestei gale, care au venit acolo cu un tampon care să oprească sângerarea lui Maxim Reilean. Foarte importante deciziile medicilor, ale staffului și bineînțeles ale arbitrului din ring în aceste momente. Se pare că și-a revenit Maxim Reilean. Este totuși pare o tăietură adâncă care îi poate cauza ceva probleme lui Maxim dacă trece de acest meci. Glunder, foarte rău olandezul, care pe care acum cei doi luptători au fost câteva lovituri bune și din partea lui Maxim Reilean, care pică la podea acum, un moment de reatenție din partea lui Maxim Reilean și a fost o lovitură spectaculoasă din partea tânărului Glunder, care l-a dus la podea pe sportivul moldovean. Probleme acolo pentru Maxim Reilean. Își va reveni greu sportivul din Republica Moldova. Medicii au intrat în ring și a încleștat acolo dinții Maxim Reilean. Încearcă oamenii din stafful său să-i scoată proteza din gură sportivului moldovean. Iată ce înseamnă un moment de atenție în acest sport pentru Maxim Reilean, care a încasat o lovitură de la adversarul său și meciul s-a terminat înainte de limită. O surpriză făcută de Massaro Glunder, un avantaj așadar pentru Massaro Glunder, care reușește să câștige acest meci înainte de limită, în prima repriză. Așadar, sportivul olandez merge mai departe cu un ușor avantaj, pentru că a stat mai puțin în ring decât Dimitri Isaev, celălalt luptător care s-a calificat în prima semifinală a circuitului KOK la categoria 63,5 kg, circuit european din Republica Moldova. Se ridică în aplauzele publicului încurajat. Maxim Reilean este un sportiv tânăr, se întâmplă astfel de lucruri în viața unor luptători. Dezamăgit
Răilean și accidentat, are acel pomete stâng tăiat, o tăietură adâncă pentru Răilean. Și iată loc, victorie rapidă pentru Massaro Glunder, sportivul olandez care merge mai departe în semifinala circuitului din Republica Moldova.